Cum merg lucrurile? Lucrurile merg bine. Chiar astăzi fac un an de când am intrat în Seller Club. Oh, super tare. Noroc. Da. Salut! Anul trecut, astăzi aveam întâlnirea cu George Toma și am luat cursul. Am decis să intrăm în Ce acest făceai minunat grup. atunci? Înainte să începi modelul ăsta de afacere. Acum un an Eu de sunt zile. bucătar, sunt șef de bucătărie. Wow. Da, și eu și soția asta facem, suntem bucătari și am decis atunci, am văzut mai mulți care prezentau modelul ăsta de afacere, dar niciunul nu vorbeau limba mea, adică limba necunoscutului, pentru că eu am luat-o de la zero. Adică la modul că nici calculatorul nu știam să-l folosesc extraordinar de bine. Fiind în bucătărie, îți dai seama, neavând contact cu mediul online, cu calculatoarele, cu astea, și am luat-o practic de la zero, adică să înveți să lucrezi în Excel, în absolut totul. Cunosc și am pățit și eu am făcut la fel când m-am apucat. S-a părut așa, nu știu. Ai avut ceva frici la început când, Sergiu, când ai făcut pasul ăsta, mai ales ținând cont, cum ai spus tu, că ai plecat, ai pornit de la zero cumva. Mă refer frici legat de program, de ce o să urmeze. Da, dai seama, o mică reticență ai avut, pentru că e un lucru nou, intri într-o lume nouă, adică nu a fost ceva ce cunoșteai, știai ceva. Dar atâta timp cât crezi în acel lucru și îți dorești să funcționeze, n-are cum să nu meargă. Atâta timp cât cursul, eu l-am văzut modul prin care voi explicați și prezentați modelul de afacere, este pe înțelesul chiar și necunoscutului care nu știe. Trebuie doar să-ți dai interesul, să urmezi pașii așa cum sunt prezentați în curs și nu ai cum să nu ajungi la rezultate. Super tare. Mulțumesc de feedback. Chiar, na, noi ne străduim să facem ceva cât mai bun Nu, acolo, deci mai ales chiar prin îți spun întâlnirea de că suport. pentru mine a fost ok. Eu am vizionat cursul tot și l-am pus în practică, adică am luat o parte cu parte, vizionam o parte, o puneam în practică, exact cum se spune în curs, adică nu încep să caut codul EORI, dar de fapt eu nici nu am firmă. Sau, adică trebuie să iei pas și pas cu pas, exact cum sunt prezentați în curs și ajungi la... Doar că, na, puteam să fim chiar și mult mai departe, fiind la muncă până prin august, nu prea am avut timp să ne dăm atât de mult să ne focusăm pe el. Cel mai mult ce am început din septembrie cu listările A, serios? full și toate cele. Da, am început cu 7 produse la început, am rămas, cred că într-o lună de zile, fără stoc la două. Și, na, fiind la muncă în Sardenia, lucrând foarte multe ore în bucătărie, nu am avut atât timp să dăm comandă, să facem. Și am mers cu 5 produse până prin septembrie. Și acum ați În crescut septembrie am portofoliul de dat o produse? comandă. Poftim? Zic, acum ați crescut portofoliul de produse? Da, astăzi, acum avem 34-35 de produse listate. Ați Mai mișcat. am o comandă la Radu pe Mare. Pe 12 martie trebuie să-mi ajungă comandă mai mare și Îmi acum dau trebuie să o seama. redăm iarăși. O comandă pe mare și una pe avion. La ce vânzări aproximativ lunare ați ajuns în momentul de față, dacă vrei să-mi spui, bineînțeles? Luna trecută am depășit 15.000 de lei vânzări și luna asta deja am, cred că, 13, 100, Și deja 10, suntem da, doar în cam așa, 15, 16. 15. Așa cumpli Da. foarte bine, ținând cont că voi ați spus că ați demarat cumva în septembrie, adică chiar e foarte bine și 10.878. și 10.878 avem. de ce sistem lucrați voi? Dacă sunteți în Sardenia, lucrați în fulfillment cu IFBS sau cu depozitul în... Nu. Înainte, când am fost la muncă, erau ai mei acasă, care îmi trimiteau, făceau comenzile. Foloseam Enidescu și eu le printam Ah, ce adădăurile, tare! mai un pic. Nu m-am gândit Da, la asta, acum sincer. având Da, uite rămâne ce. și noi acasă, al mic
se pregătește la anul, se ducă la școală și nu mai putem să mai plecăm. Foarte tare, până la anul, dacă voi v-ați mișcat așa de acum, o să fie mult, 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 mult mai simplu. Targetul nostru este să ajungem la 400 de milioane vânzări pe lună. Acolo vrem să punctăm. Da. În maxim, dacă voi acum sunteți deja la cifra asta și sunteți la jumătatea lunii, probabil în 3-4 luni maxim veți fi acolo, cu siguranță. Acolo vrem să ajungem, să ne focusăm, să aducem tot timpul produse noi, să fim în pas cu ceea ce cere piața. Că, la urmă, asta trebuie să înțelegi un pic din ce cere piața. Să tot timpul să te extinzi, să cauți tot timpul produse noi, să nu mergi pe aceeași... Da, și noi am luat 30 ceva de categorii, toate diferite. Nișe diferite. Nu am luat din același nișă. Am încercat să luăm din fiecare categorie, fiecare nișă, cât am produs, două maxim. Trebuie să le încerci pe toate, pentru că dacă rămâi numai pe o categorie, n-ai de unde să știi dacă celelalte funcționează sau nu. Și vă gândiți să nișați magazinul în viitor? Da, deja l-avem în lucru, magazinul. Cred că mai este un pic și iasă. Super tare. Da, foarte tare. Și... felicitări pentru parcurs, chiar e mișto. Cine vrea cu adevărat face. Restul sunt scuze. Și în general, da, eu asta cei care vedeam și pe grup la noi. Deci vedeam după un an de zile, n-am reușit să dăm nicio comandă, să eu chiar rămâneam, adică mai ai cumpărat un curs, ai investit niște bani în firmă, ai totuși, ai investit timp și bani ca să ajungi să-i cumperi programul, să vezi despre ce este și să n-apuci nici măcar într-un an de zile să dai o comandă. Adică, mi se pare exagerat de... Măcar vezi, funcționează, nu funcționează, dă-ți interesul. Dacă nu funcționează, ok, nu e de tine, te lași. Dar măcar încearcă. Ai instinctul ăla să intri în bătălie, să vezi despre ce e vorba, nu... Intri doar așa de moment, că e euforia aia, gata, intru, fac și după aia te lași la cea mai mică piedică, te dai la o parte. Apropo, voi ați întâlnit cumpeni de când ați început modelul ăsta de afacere? Bariere, ceva care, nu știu, v-ar fi făcut să vă opriți? Nu, ca să renunțăm la modelul ăsta, nu a fost nici cea mai mică piedică, adică nici cel mai mic gând nu a fost. Noi tot timpul... am fost de ideea aia, chiar dacă un produs nu-l vând acum, luna asta, îl vând peste 4 luni. Dar oricum îl vând, adică nu expiră, nu... este acolo. Se găsește cineva să-l ia. Adică nu a existat un produs care să nu-l vinzi. Nu-l vinzi luna aia când crezi tu, dar îl vinzi peste 2, peste 3 luni. Trebuie să aștepți atât, trebuie să modifici la el, să mai lucrezi, să mai... Și ajutor de partea comunității ați primit, Radu? Da, tot timpul am avut suportul. Tot timpul am avut suport din partea comunității, cea mai mică, la chiar și un lucru minor, care îl aveam tot timpul primei răspuns, de la mentor, de la... Eu am trecut printr-un ciclu mai lung de mentor, am fost la Radu, la George Toma, după aia am fost la Maria Căprar, acum la Andreea și acum cred că o să mă duc în altă parte, că am înțeles că Andreea nu mai ia. Da, 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 nu o să mai fie, dar oricum, cred că găsești cam orice răspuns prin comunitate sau, nu știu, întâlnirile de joi te-au ajutat? Da, tot cumva. Timpul. Tot, da. De obicei nu prea am pus întrebări, adică nu știu dacă am întrebat de 10 ori într-un an de zi, da. Live-urile sau pe grup, iar la fel, nu știu dacă am pus de 10-15 ori într-un an de zile, ci pur și simplu stăteai, ascultai, adică dacă stai la întâlnire și asculți până spre final, chiar dacă ai două probleme, se găsește unul să întrebe și tu să nu mai ai nevoie să mai pui întrebarea. Adică chiar și search-ul pe Stellar Club, pe grup, dacă cauți acolo la ce ai, găsești pe unul care a pus într-un an de zile o întrebare care să găsească ce ai tu nevoie. Și nu mai ai nevoie să mai publici, să mai pui o postare, să mai... Trebuie doar să cauți. De asta este comunitatea atât de mare și sunt atât de multe informații acolo. Super. Trebuie doar să... Mulțumesc. Le cauți, nu trebuie să stai tot timpul să întrebi, știi? Adică...
caută, că de asta suntem cât, 1800 de firme în comunitate, care e o comunitate destul de mare și e chiar foarte puternică și foarte unită. Și aici este meritul vostru, al tău și al lui Mihai, pentru că ați știut să jucați, să țineți comunitatea unită tot timpul. Chiar... Da, este al tuturor, că fără, dacă n-am fi fost toți împreună, n-am mai primit atâtea beneficii din agenți și transport și tot ce mai e pe acolo. Dar știi, toate lucrurile astea au plecat de la voi, adică motorul voi ați fost. Da, noi am fost roțile, cum ar fi, da, care am pus în mișcare, dar motorul de la voi a plecat. Și asta este adevărul, adică degeaba suntem 1800 dacă, de exemplu, agenții tot timpul noutățile de la voi vin. Degeaba noi am fi. Nu avem atâta putere și atâta... 1800 de firme sunt 1800 de păreri diferite. Nu poate să conducă 1800. Adică de asta e bine să fiți voi doi și să aveți voi cuvântul care merge mai departe. Super tare. Mulțumesc mult. O să mai pun o întrebare. Dacă ar fi să faci din nou același pas, ai mai intrat din nou în Seller Club sau nu? Ținem cont de toată experiența pe care ai avut-o. Clar. Fără... Adică eu am avut întâlnirea cu Andrei acum când? O lună de zile, parcă. Cam așa ceva. Pentru prelungire. Chiar în ianuarie să prelungesc. Și na, era chestia că în parte oricum am idee despre ce, cum funcționează, dar tot timpul ai nevoie de noutăți, tot timpul apare ceva nou pe piață, tot timpul e nevoie de o schimbare, de o informație. Și de aceea am decis să mai prelungesc încă 6 luni suportul cu voi, pentru că consider că mai am multe, multe, multe de învățat, adică... Chiar dacă am ajuns la cifra asta în timp așa scurt și totul merge bine, știi cum, trebuie să investești în tine. Dacă nu investești în tine, în educația ta, în educație cel mai mult, n-ai cum să crești. Și asta consider că este foarte important. Ai un mindset foarte, foarte corect și foarte plăcut. Și chiar a fost o plăcere să discut cu tine. Abia aștept dacă o să vii în țară, poate ieșim să... Nu, eu sunt în țară, eu sunt în țară. A, sunt. Da, da, am crezut că acum ești în tot în Italia. Nu, 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 din septembrie nu am mai plecat, suntem în țară, suntem acasă. Și în ce oraș locuiți? Da, chiar am vrut, când a fost în București atunci, de a fost cu Easy Sales-ul. Chiar am vrut să vin, dar am avut ceva probleme și n-am reușit să ajung. O, e problemă, vor mai fi ocazie. Următoarea întâlnire, oriunde sigur o să vin să ne întâlnim. Sunteți din București? Nu, 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 noi suntem din Severin. Ah, super. Este cealaltă a Galațiului. Total diferit, nu? Da. Mulțumesc mult pentru interviu, pentru feedback, Sergiu, și mult succes în continuare. Oricând ne vedem. Mulțumesc în comunitate și dacă ai probleme, știu unde mă găsești, pot să te ajut. Ok, îți mulțumesc și eu pentru interesul de a ne întâlni. Și felicitări pentru comunitatea care a creat-o și hai să mai facem unul la, când ajungeți la 40.000 să mai facem încă o întrevedere din asta scurtă. Da, cum să nu, sper cât mai repede, noi vrem cât mai repede să ajungem să... O să ajungeți. Da, este un target care l-am propus de la început. Și foarte corect. Da, e chestia alaltă că eu sunt și cu soția, suntem amândoi pe aceeași lungime de undă și ne completăm unul pe altul, unde eu nu am timp și nu pot să ajung ea și invers, adică... Așa este, tot și timpul... la mine este la fel. E foarte important. Am auzit aseară că prietena ta este cu listările exact și ea tot la fel. Doar așa poți. Ea face listările, eu sunt cu actele, cu... toată birocrația, cu toate astea, ea e cu listările, cu am încercat să împărțim un pic ca să mergi, pentru că unul singur e foarte greu să le ții pe toate Într-adevăr. Și să le faci și bine, că degeaba le faci dacă nu le faci bine.
Mai ales că asta este, poate să fie o afacere de familie, cum este în cazul meu. Adică noi ne focusăm tot timpul în casă, lucrăm amândoi și ne focusăm doar pe afacere și clar și crește. Adică, oricum, este o afacere care... Asta îi spunea și soții când ne-am apucat. Asta este viitorul. Online-ul. Chiar dacă pentru mulți li se pare ciudat, absurd, ăsta este viitorul. Pentru că online-ul, după pandemie, a explodat. Așa este. Bun. Mulțumesc tare Ok, mult. Jean. Îți mulțumesc mult și să ne auzim cu vânzări mai multe.